Salutări și bine ați venit! Astăzi prezentăm un set de la Audio Systems, Germany Sound. Series Evo, loudspeaker, model, nu știu ce model sunt. MX-165 Evo, știu că scrie pe cutie, mulțumesc frumos, dar știam unde. Așa, și avem în felul următor. Să vedeți și voi, nu doar eu. Putere 280W, impedanță 3 ohmi, instalare cu adâncime de montaj, adică 59mm, și gaură 143mm. Și aici un QR care nu ne ajută. Ok, și în cutie avem în felul următor. Asta este o fișă generală cu lucrurile pe care le găsim în cutie. Cum ar fi? Suporți, tweetere, suporți, condensator, difuzor, șurub. Și am loc tool ăsta mai mult ca sigur nu este aici. În fine. Ce mai avem? Așa. Ai nici clar, nici popondă. Nu știu, m-a bătut grav acum limba asta. În fine. Teoretic avem aici, ne arată pentru condensator exact ce frecvențe are? Nu. Nu ne arată asta, că e transparent. Bine, în fine. Dați voi aici dacă este așa, puneți pauză și citiți, nu știu ce înseamnă ce scrie pe aici. Have fun. Ok, și avem în felul următor. Două difuzoare. Sunt foarte ușoare, foarte, foarte ușoare. Magnetul mic, ferită. Nimic special. Carcasă metalică. Cont de hârtie. Dar e foarte fin. Și suspensie din cauciuc, dar din nou e foarte fin. Totul este foarte moale și sensibil. Dust cap, tot din hârtie pare să fie. Spider, galben. Așa, firele unice cam la vedere asta. S-ar putea să fie o mică problemă la chestia asta. Pentru că am mai întâlnit la unele chestii, firele astea leonice lovesc aici în con. Atenție la montaj. Ok, și chiar dacă magnetul este atât de mic, nu înseamnă că nu sunt potente sau nu fac cine știe ce treabă. E chestia că sunt mult mai sensibile și n-a fost nevoie de birtai magnetul pentru că sensibilitatea este destul de mare. Ok, parte de difuzor, hai să-l punem aici. Tweeter. Îl desfacem și pe ăsta imediat. Las sugrumat în pungă. Ok, tweeterul din nou. E extrem de mega, foarte ușor. Nu știu dacă este din mătase. Trebuie teoretic să ne scrie pe aici. The tweeter has 2X special mounting brackets. You can see the optimal installation. Bine. Can be learned particular la 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 in general noise and the personal taste via crossover. Depending on the position of the speakers, the switch can be adjusted la la la. Free cable ends must be isolated. Ok. Și nu ne zice din ce este. La la la, German Sound, Import Attention. Mechanical Installation Tips. Da, are tweetere. Da, par să fie... Nu cred că sunt mătase. În fine. Frumos. Se aude bine. Ok. Și... Asta e o chestie foarte interesantă pentru că au deja un burețel pe care îl folosesc pentru crossover ca să nu strângă nenușă. Și ăsta e crossoverul. Și avem un... Spuneți-i voi că pe mine mă bufnește râs. Așa. Și aici zice ceva că dacă vrei îl tai ca să atenueze. Are un firuleț mic aici în funcție de preferințe. Dacă îl tăiem pe ăsta, ori scade, ori crește... cu 3 dB, ceva de genul ăsta, sensibilitatea tweeterului. Ok, capacele care au zis că se prind, în partea asta aceeași mâncare de pește, nimic altceva, șuruburi, au zis că dau șuruburi, au dat șuruburi, ia șurubul, ok, și în rest, interesant că nu e perfect drept, nu știu dacă se poate vedea aici. Partea asta nu este perfect dreaptă, vine și a buclat un pic.
Nu, în fine. Mai prezentăm un pic așa în toată spectacolul lui. Și pe partea asta la altă se vede interesant hârtia. Asta e partea interesantă, că este foarte moale și sensibil. Asta înseamnă că va suna foarte bine. Nu e de SPL, nici de SQ nu pot să zic. Este un, în principiu, un locuitor de difuzoare originale de fabrică, care nu este musai să fie amplificat, dar se aude foarte bine pe sistemul original. Are bas, are voce cum trebuie. Twitter-ul ăla urcă destul de mult pentru că... Twitter-ul ăsta... Pentru că le-am mai montat pe astea, dar de mult, acum ceva timp, și am fost impresionat de ele pe playerul original. Fără niciun fel de problemă, chiar se aud foarte, foarte ok. Dacă vreți să le amplificați, un 50W maxim mega de ajuns, este ceva puțin peste sistemul original de fabrică, ceva mai mult peste sistemul original de fabrică. În schimb, dilema este că sunt vreo 500 de lei, dacă nu mă înșel, o să atașez prețul pe undeva pe aici, după ce mă uit pe site-ul celor de la Edotech. Le găsiți acolo, la Audio Systems. Da? Asta au fost difuzoarele. Scrieți în comentarii ceva ce vreți. Modificăm puțin condițiile de participare. Neapărat trebuie să fiți abonat al canalului. Ăsta este singurul criteriu, cel mai important. Scrieți ceva în comentarii, indiferent ce și cum, și puteți fi câștigători săptămâna viitoare al acestui sistem Moca. Până data viitoare, Mihai de la Renault Garage. Bye!